Salutare tuturor, eu sunt Emilian și bine v-am găsit la un nou videoclip. De data asta mă joc Overwatch 2 din nou, dar avem aici mare eveniment de Halloween, Halloween Terror, și voiam să vă arăt o chestie care mi se pare foarte nasoală. Apropo de treaba asta cu jocurile Mocha, pe care vă ziceam și pe episodul de Fall Guys, uitați-vă și voi, astea sunt misiunile de la evenimentul ăsta și uitați-vă și voi ce-ți dă. XP, XP, niște voice line-uri, XP, XP și un spray. Și un charm. Ăsta hai să zicem că e drăguț. Dar rest, porcărie totală. Dacă vrei un skin, uite, de exemplu, skinul ăsta e fain pe Kiriko. E 2600 de ăștia. Dacă vrei pe asta, pe... Am uitat cum îi zice. Pizda, mă, ți o cheamă pe Sombra. E 1900. Nu mai pot să mai cumper, mă, frate, nimic. 2000 de ăstea. Bine, îmi dă și un... Ce-mi dă? Îmi dă niște spray-uri și... Arată fain ăsta pe... Nimăl, îl am. Să mor tu că-l am. Ok. Am skin-ul ăsta. Dar ăsta, bă, Kiriko, mi se pare super fain, e super cute și îmi place să mă joc cu asta. E trist, n-am ce să mai zic, dăm la arcade și la ăsta, și dăm pe story. Mi se pare super greu, adică am mai jucat doar pe story și mi s-a părut că e foarte greu, nimă ce de skin-uri am pe ăsta. Pe Doomfist și într-adevăr îl am pe ăsta, Swamp Monster. Ok, deci ăsta e chiar șmecher. Bine, și ăsta, și Black Hand-ul ăsta e fain. Și e foarte complicat de făcut. Nimă, am făcut 3000 de astea. Deci am făcut 3000 de puncte de alea, nu știu cum le zice, de pe care ți le dă când joci competitive, când câștigi. Și poți să cumperi arme de gold. E prima dată de când a ieșit Overwatch-ul, gen, de când am joc eu Overwatch pe viața mea, de când am reușit să fac 3000 de alea. Vreau să joc cu Sojourn. Asta era Sojourn, nu? Da, data trecută am jucat cu asta, cu... Mereu. Uit cum îi cheamă pe ăștia noi, în puii mei. Hai de boss, că am mai rămas doar tancul. Gaburule. Cu Ash. Și nu mi-a plăcut. Hai să jucăm de data asta. Sper totuși că face ăsta ceva. Mulțumesc. Și a ales și el până la urmă. E un fel de continuare la evenimentul anterior. Nu o să dau skip, că îmi place. Avem skin și pe Winston. Mamă, e fain skin-ul ăla pe Winston. Na, era bine dacă aveam subtitrări. Junkensteins, așa, Revenge, Wrath of the Bride, cred că scrie. Bam! Și acum mi-am dat seama că eu n-am skin-ul ăsta. Ce-i cu skin-ul ăsta? Mi-l dă de la game mod? Gen, asta e îmbrăcămintea lui. Vreau să dau click dreapta ca pe aici. Trebuie să ne adunăm acolo, am înțeles. Deci e super greu, frate! Dau ăștia o tonă de damage! Exact, ce ziceam și unde e Kiriko a mea? Mulțumesc, Kiriko. Deci dau ăștia o tonă de damage! Ce trebuie cu faceți, mă? Boșilor! Merem și noi. Na, bun. E mult mai interesant, într-adevăr, mult mai fain decât ăla vechi, de pe Overwatch 1, gen. Am dat cu, în loc să dau cu F, am dat cu E. Nu mai contează. Așa e când te joci și alte chestii. Mai încurci butoane, mai una alta. Nu mai știu pe ce... Trebuie să dai aici.
Ce vrei, mă? E fain făcut, n-am ce să zic. Mi se pare că durează mai mult. Și v-am zis, e super greu, cel puțin așa mi se pare că e super greu. Nici nu vreau să știu cum e dificultatea aia cea mai mare. Deci dau ăia o tonă de damage, frate. Îmi place că sunt mai multe hărți. Bine, poate ele sunt... sunt mai multe hărți legate așa, nu știu. Cel puțin așa se simte. Hai mă acolo. Păi ce voi, ce viteză are? Deci dacă te-ai apropiat de el, la revedere, nu mai ai ce să mai faci. Poșilor, aici trebuie să merem. Find the key. Mi-aduc aminte de asta. Poți să mergi pe aici, pe undeva, nu mai... uite, pe aici. Sau pe acolo. Știu că poți să treci, uite, pe acolo. Dar nu știu dacă e acolo, nu știu dacă e mereu în același loc cheia. Vreau și aici sus. Mi se pare că e... Nu, deci chiar nu mai aduc aminte unde e cheia aia. O fi mereu în același loc sau... Nimă că a apărut bulangia aia. Ash? Ce zici de ultimată? Nimă și-a dat ultimata. Nu Moira, am zis Ash. Bag-o la gaură acolo. Mă, frate. Da, nu văd. Aș vrea niște subtitrări, că... Na, dacă mai și vorbesc, nu prea înțeleg ce zic ăștia. Find the key în loc... Ce facem asta? Cred că trebuia să așteptă... Gen, să vorbim noi acolo, să înțănim. Hai da! Unde? Nimă, uite-l pe Winston? The Gargoyles, mamă, ce nume. Deci nici măcar nu știu ce s-a întâmplat. Cine m-a omorât? N-am văzut nimic. Deci n-am văzut absolut nimic. Nu omoară nimeni ăla de acolo. Eu trăgeam în ăla. Ați văzut și voi? Deci eu nu înțeleg ce s-a întâmplat. A mai apărut unul sau care-i șpilul? Ce se întâmplă? Hai, eu trăgeam în bob, mă, frate, mă. Ce nu ziceți că trag în bob? Olo! Doamne, frate, ce porcări! Nu, deci e bullshit cu... Dificultatea asta mi se pare mega... Și... E mega complicat de jucat. E super grea. Și apar ăștia așa de nicăieri, nici nu-i văd, nu-mi dau seama. Dintr-o dată apar niște de-ăștia, bum, mort. Dacă au explodat doi de-aia lângă tine, la revedere, ești mort. E mireasa. Hai, nu mai spune. Ia auzi, mă, știe Ash. E un pasaj pe aici, parcă. Dar trebuie să scăpăm de asta, stai că... O să întâmple chestii. Da, nu mai știu cum făceam.
Da, se întâmplă chestii dubioase. The fuck? Ah, mi-aduc aminte. Unde e marioneta? Trebuie să tragem... Nii, măi, asta e... Cum o cheamă? Aia nouă. Mă rog. Nu mai e nouă, da. Pentru mine e nouă. Că n-am jucat prea mult cu ea. Mulțumesc. Nu era nevoie, dar mulțumesc. Ii, mă, ce m-a lipit cu... Mă disperă cu prostiile astea. A dat ultimat. Ce s-a dat ultimat, amor? Aici, în dreapta, n-are unde să fie. A, nu e în dreapta, unde e? Da, bun. Hai că a fost simplu. Bine, e... e nu știu cum să zic, că toate e ușor, într-adevăr, dar... în alte momente e super greu. Comparație cu ăla vechi e mult mai greu. O să mor mult mai ușor. Nimă, și apare... cine apare? O, e Symmetra. Și cu maimuțoiul. Maimuțoiul nu ia damage. Băi, ești prost, poți să ți-a apăsat. Ok, asta e puțin OP. Abar n-aveam că poți să țin apăsat cu ultimata. Știam că dă mai repede, dar nu mă gândeam că poți să țin apăsat. Bă, frate, cum adică? De unde a avut-o de-a iar? N-are sens. A! Am înțeles, avem... Deci după ce că... Deci dă 7 ultimate, mai pune și lasere pe jos, turetele vieții. Dar mor, mă! A murit. Nu, era mort. Go away! Asta se vede că e făcut de Symmetra. E? Pe aici, mă? Pe aici, mă? Uitasem că ne băgăm pe-n găurică, așa am făcut și prima dată când am jucat. De ce ne-am băgat aici? Trebuie să mergem acolo. De ce ne-am băgat aici? Boss! Asta zic și eu, de ce suntem acolo? Mi se pare mie, n-a explodat cu dinamită. The Lord of the Castle. Uite-l, e ăla. A, nu e. Unde e, mă? Aaa, ce nu-mi place de chestia asta, dude. Aaa! No, no, mare de la curuleț. Deci e... O mare... uitasem. E o mare prostie chestia asta cu... mulțumesc. Cu fantoma. Deci fantoma aia pur și simplu n-ai ce să-i faci. Mi se pare... aiurea. vedeți? Astea sunt momentele alea foarte, foarte grele. Foarte dificile. Când trebuie să alegi după fantomă... la care n-ai ce să-i faci. The experiment. Easy. În meciuri e și mai ușor dată de omor bastion. Cum
Cum n-a murit? A, era tancul, am înțeles. În loc... Acolo trebuia să ne ducem. Ce? Ok. De ce durează atât? Mi-am place că nu scrie nicăieri nimic, pur și simplu. Se aude ceva zdrâncănind. Auză-l, mă! Uite-l, mă! E ăla cu scutul. Bă, frate, am uitat cum îi cheamă pe toți. Ăsta nu-i nou. E de când a apărut jocul. Uită-și pe Bulangiu ăsta, s-a băgat în cinematic. E... Am uitat cum îl cheamă. Cum îl cheamă, mă? Îmi vine să zic Winston, dar Winston am zis, e deja, nu. Ce faci acolo? Ok, nu mai dați! Unde-i, mă? Nu tai, pe bune? Duceți-vă, mă! Mamă, ce era să mă duc pe... Papa Sâmbetei. Mor, bă! Ieși, acasă, ce cați aici? Nu m-a deranja. A venit era la cu fantoma, nu? Doamne, ce prostie, frate. Deci se întâmplă foarte multe chestii în același... Nu! Ok, nu mai acolo sus. Nu mai. Deci am vrut să trec și eu pe acolo și de 2-3 ori am încercat și n-am putut. Bă, frate, ești nebun la cap. Puțină viață, că mor. Mulțumesc. În sfârșit am murit, mă. Deci nu-mi place deloc, mă. Deci nu-mi place dificultatea. E stricată rău de tot, mă, frate. Victory, wow. Și cred că am murit de cele mai multe ori. Da, mamă. Mamă, ce-mi place skin-ul ăla, mă, fra. Ce-am făcut, mă? Cum adică am luat play of the game? M-a murit la ăștia aici, super. Challenge complete, retired. Ok. Am făcut chestii. Da, lasă-mă în pace. Mai fac și un level. Am făcut level 30, deci am făcut o treime. Cred că vreau să văd ce challenge am făcut aici la event. Nu era de la event. Dar nu e complet. Îmi dă un voice line. Wow. Vreau să fac păstra. Trebuie să mă joc de 13 ori chestia aia. Și aparent am jucat de 3 ori. Nu mi-am aducat să mai fi jucat în coată. Oare să pune și dacă îl joc pe la vechi? Trebuie să fac. Eu eram sigur că acolo scrie că complet nu știu ce matches, gen să joc de 13 ori, dar trebuie să fac 13 challenge-uri. Ai de viața mea. Ok, lume, cam aduc acest videoclip. Halloween pe Overwatch 2. Sper că v-a plăcut. Până la viitoare, baftă maximă.